Salutare din nou, suntem aici cu Alex Marin, legenda Salutare, Scandenbergului românesc. salutare, Salut, salutare Alex! dragii moșului, să nu ieși tu Exact. din, da, Vorba ta și celebrul salut. da, așa, exact, salutul armărzilor, să spunem așa. Continuăm așa, ca o parte a doua a primei discuții legate de istoria Scandenbergului. Și o să ne ducem mai specific așa, cum a apărut Scandenbergul în viața ta. Bine, cum a apărut? Scandenberg a apărut de mult, cum am spus un pic așa, a apărut probabil la majoritatea, da, pe la școală, over the top, cred că e povestea generației, ca să spun așa. Dar aș spune mai degrabă niște povestiri personale, să spun întâmplări care le-am avut legate de Scandenberg, care mi-au rămas așa în amintire. Una dintre ele, foarte comică, ca să-i spunem așa, e legată de un cantonament. Făceam la CSS3 Steaua Atletism. Eram foarte bun la Scandenberg, deși eram în liceul, cunoscusem pe Ion, cel mai bun din liceu. Și, bineînțeles, în cantonament acolo erau mai mulți sportivi din mai multe ramuri. Haltere, canotaj și vorbeam, ne vedeam fiecare cu sportul lui la sala de mese și, bineînțeles, făceam Scandenberg. O fază comică a fost cu halterofilii, care erau, bineînțeles, mult mai puternici ca noi la forță. Făceam și noi forță, smuls, genou și piept. În fine, ei făceau cu greutăți de 2 ori cât ale noastre, poate mai bine. Și râdea antrenorul lor să avem grijă să nu ne rupă mâna la Scandenberg când mai vroiam să facem. Dar, de fapt, era invers, că îi cam puneam fără mari probleme. Și erau sportivi destul de și gabaritul mai mare și puternici. În schimb, acum venim la partea interesantă. Am vrut să fac cu băieții de la canotaj. Și asta, apropo, și de o parte din specific, din antrenamente, vreau să spun că singurul pe care am reușit să-l înving a fost cârmaciu. În rest, practic, tot lotul era la un nivel mai... În Scandenberg, la nivelul care era atunci. Cine făcea practic Să... ramatul era foarte puternic. Exact, gramat și mă gândesc că foloseau foarte mult brațul în antrenamente, adică pe lângă forța specifică care o făceau, practic trăgând la rame, îi ajuta indirect, direct în mișcarea de Scandenberg. Acum noi facem foarte multe, de exemplu, mișcări la helcometru, pronație, ei făceau pur și simplu genul O ăsta de coordonare, da, exerciții. aveau o coordonare foarte bună a mișcării, Da, și care se transferă, asta m-a practic. dus mai târziu, o dau așa dintr-o discuție în alta, cu specificul sportului și faptul că Scandenberg e așa un sport fără antrenor. Adică, lăsând la o parte, le-am enumerat în filmulețul trecut momentele când am început să învățăm tehnici și așa, dar specificitatea Scandenbergului e foarte, să zic așa, greu de regăsit în alt sport. Adică avem și trebuie să antrenăm un pic și anduranță, și forță, și forță practic anaerobă ar fi în principal, dar intrăm și în zona de rezistență automat, efort aerob, în care trebuie să respir pe durata efortului. Bine, aici e cu toată altă discuție și dar am dat așa dintr-una în alta, apropo de specificele sportului. Sau tot așa am mai avut asta apropo de, să spun, genetic și până unde putem ajunge fiecare. Bine, în condițiile ideale, dacă ne-am antrena, alimenta și am face Scandenberg, am... Și multă lume când spune, de exemplu, mamă, monstru genetic, se gândește la cineva că trebuie să fie foarte mare,
palme și e adevărat, adică în oarecare măsură. În schimb, eu am avut tot așa, apropo de întâmplări legate personale de Skanderberg, tot în liceu eram la o altă clasă din liceu, eu fiind la clasa sportivă de atletism și Shinkai, la un moment dat, fiind cel mai tare din liceu, din prietenii mei, așa să spun, gașca noastră, a venit un băiat să facă cu mine de la o clasă paralelă. Și era el legat așa, un rocker, nu-i mai știu numele, era Porecli Bamse. Vreau să spun că nu arăta impresionant, era, repet, mai vânjos, așa mai legat, dar nu musculos, sportiv, adică cum eram obișnuit să văd un om cu care mă înfruntam la Skanderberg și n-am putut spun. Mai mult de atât m-am învins, adică meciul se desfășura cam așa. Reușeam să trag, îl duceam un pic, mă bloca, mă ținea acolo și după întorcea și mă punea. M-a marcat toată vacanța momentul ăsta, m-am antrenat la vremea aia, încă nu începuserăm, să zic așa, antrenamentul specific de Skanderberg, ce înțelegeam eu prin antrenament, adică pe lângă atletismul care îl practicam, făceam foarte multe în paralel, deci pe lângă, repet, ce se întâmplă acolo, tracțiuni, deci tracțiuni la bătător, și flotări în ideea de a fi mai bun la Skanderberg. Nici Skanderberg nu făceam, dar mă antrenam foarte mult, simțeam că e nevoie de să fac flotări și tracțiuni. Noi nu prea făceam la atletism Forță de împingere și de bicep. tragere, practic. Da, la atletism asta vreau să spun, proba care am făcut-o eu, adică ramura a fost aruncarea greutății și discului în principal, și nu prea făceam bicep. Și anterat, tocmai că îți trebuia o amplitudine mai mare în mișcare, mai mult împinsuri, adică împins, mulți, aruncat și, bineînțeles, foarte multe exerciții geno, sărituri, broscuțe și aruncările care erau de tehnică. În fine, după o vară întreagă am reușit să-l pun, dar tot așa, foarte, foarte greu. Știu, chiar el râdea A, te-ai întâlnit că, după vara domne, respectivă, practic. da, și de subiectul ăsta și spunea, domne, că trebuie să te antreneze și de la clasa sportivă, eu nu prea fac nimic și era cam pe acolo. Asta apropo de, cum să spun, și nu că n-aș fi avut înclinație, repet, eram deja bun, adică în cam toate cercurile, dar uite că mai erau oameni care nu trăiau foarte mult, adică să se Compensa cu antreneze geneticul, și practic. exact, asta apropo de genetic. Bineînțeles că mai contează foarte mult voința și nu întotdeauna și știm asta în lumea sportivă câștigă neapărat un genetic bun în cursa Skanderbegului, ca să zic, sau a sportului în general. Contează foarte mult și voința și continuitatea, adică antrenamentul un an de zile, bineînțeles că își va spune cuvântul. Așa poți să fii nativ foarte puternic, dacă nu faci nimic în privința asta, rămâi cam la nivelul ăla. Da, și cam astea au fost, așa să spun, nu au fost multe, dar mi-au rămas așa întipărite, adică niște întâmplări mai ieșite din matca normalului, ca să spun, cum eram obișnuit, câștigam între sportivii de aceeași vârstă sau așa, nu aveam adversar, cu mici excepții, adică e o echipă întreagă de canotaj și Da, foarte tare. Bamse în liceu. Asta țin minte că mi-ai povestit și mi-a rămas și stând să analizez așa, are mult sens. Practic, antrenamentul lor aduce mult cu antrenamentul Da, nostru și ca vreau să mișcare și spun că coordonare. da, peste ani de zile, uite că dintr-una în alta așa mai mi-aduc aminte, și în facultate îl aveam pe un băiat, Ciobanu Adrian îl chema, tot fost canotor, se lăsase, dar dintre toți colegii punea cele mai mari probleme. Tot așa avea o forță foarte mare, mă bloca,
Și dacă nu reușeam din explozie să-l pun, de multe ori reușea să mă întoarc. Mai ales atunci, cam atunci am început cu Scandenberg și după primul an puteam să-l și las să tragă. Apropo de ce spuneam, genetica, Antrenament. antrenamentul specific. Dar așa, ca să spun, doi sportivi care făceau Scandenberg nefiind arm wrestleri, pe explozie reușeam, eu cochetasem mult mai mult cu Scandenberg cu față de el, în schimb, tot din canotaj, ca ramură sportivă. Ok. Și cam astea ar fi. Legat de grupuri, cluburi, cum să le numim, pe vremea aia, adunarea oamenilor care se antrenau, cum era la început? Mare așa, ca să luăm toată țara, în București eram eu cu fratii mei, Radu și Ion Oncescu, practic majoritatea sportivilor de top au început alături de noi, după care, bineînțeles, ei la rândul lor au avut elevi, să le spun așa, adică băieți care au început să se antreneze cu ei, asta în următorii ani. Dar mă refer atunci, la început, în Ardeal, să spun, au fost Făt Olimpiu și Tamaș. Au mai fost, tot așa, în anii ăia de început, Nicoară, Andraș, prieten cu Aaron Sekely, pe care majoritatea îl știu din arbitraj. Mai era un băiat, nu știu numele, de Căporec la Tarantula, tot în zona aia, avea un club în vest, ca să spun așa. În Moldova a fost Radu Cristian cu Dragoș Vornicu, era la o categorie mai mică el, Vornicu, Poreclit Oreste și Nicu Bacardi. Cam ei au început în partea aia. Ulterior au apărut Cei Păslariu, din Rădăuți. de exact, cei din Rădăuți, Petru Cenușă, care între timp s-a lăsat, Ciprianov și mulți campioni care au venit din partea aia, Vasilovski, Jurovski, mulți, dar mă refer la început, adică mișcarea de început a fost dată de Radu Cristian, Oreste și Bacardi. Să spun, în zona Vâlcea, Liviu Liță a fost cel care a pus baza, primul arm wrestler care a dus în zona acolo, să spun, antrenamentele specifice de Scandenberg. În Constanța au apărut doi coloși, ca să zic, pentru că erau foarte mari ca fizic. Romulus Mirescu și Ceti. Ulterior au apărut ceilalți sportivi, dar primii care au venit, să spun așa, puternici din Constanța, ei au fost. După aia, bineînțeles, Cestărică a pus, să spun așa, bazele unei școli, dar mă refer așa, mișcarea a început. În Pitești au fost, era cel mai bun din Pitești, Gâju Cristinel, dar oamenii care au început, să spun așa, să pună bazele unui club au fost Daniel Chivu și Teca, Bogdan Ghiță. Ei doi, ulterior Bogdan Ghiță s-a lăsat. Bine, omul e un om al sportului, face mișcare pe ciclism, dar Chivu a rămas așa, ca să spun, ca e și poreclit de ei pe acolo în Pitești, profesorul. I-a Da, profesorul Tim. practic inițiat pe foarte mulți campioni. Acum deja Piteștiul și mai aveam, scapă numele și îmi pare rău, nu-mi vine acum, era cam pe podium la categoria lui Chivu, omul care l-a descoperit pe Viorel Dobrin. Și a pus bazele, chiar poate o să iei legătura cu Viorel Dobrin și o să
ne povestească mai multe. Zona Pitești. Dar inițial cam ei au fost, dar de ce am menționat, sportivul de care spun era cam aceeași generație, dar să cam bătea acolo cu, să spun, cu Chivu. El a fost la categoria 70-75 ani de zile campion. Și cam astea au fost principalele, să spun așa, între ghilimele, grupuri. După care, bineînțeles că s-au dezvoltat, adică au venit sportivii care ulterior au ajuns campioni, da? Vorbim și de Sabin Bădulescu, care s-a apucat alături de noi, Bică, Mircea Bică, da? Cunoscuți, mă refer, dar tot vechi. Son Goku, câțiva care s-au lăsat, de exemplu, Dragoș Buzoianu și el foarte puternic la mâna stângă. Așa, mă refer din București. Plus, cum îl cheamă campion, Edmond. Edmond, majoritatea îl știu, Copandi, Andrei Copandi s-au apucat mai mult alături de Ion. Și mulți alții. Îmi cer scuze dacă nu mi-aduc acum Da, aminte e pe greu moment, dar să-i foarte mulți găsească. campioni, exact, au început așa, să spun, sub îndrumarea noastră, după care, bineînțeles, fiecare a urmat drumul A în preluat ștafeta și a București. dat-o mai departe. Exact. În Ardeal, ca să spun așa, Tamaș, da, a fost primul elev al lui. Acum sunt foarte mulți sportivi de top. De top, Ursu, de ce nu l-am menționat pe Ursu? Deși, pentru că el a rămas în continuare fără un club. Asta a fost marele lui minus. Am mai vorbit noi, am impresia de el. N-a avut în Făgăraș, n-au fost, să spun așa, oameni care să își dorească, în afară de el, să pună bazele unui club, să se antreneze cu toți. Adică, practic, el a fost singur acolo. În schimb, acum știm toți sportivii din Luduș, la fel un club tare. Ulterior a fost și, ca să spun așa, adversarul meu numărul unu momentan de la Master, da, Eddie, care are un club foarte mare. Eddie Jim și, bineînțeles, adică mai sunt sportivi, adică ulterior care au dus placă mai departe, Nicoară, da, Breaker-ul, da, cred că am mai spus de el, cu Andraș, nu, dacă nu, Da. îl acum aminte, da. E menționat, da. Da, păi să nu uităm, adică am fost, să spun așa, o comunitate de unde a pornit totul, ușor, ușor. Nivelul scanului, cum îl vezi treptat, cum îl vedeai atunci sau cum îl vezi acum, diferența asta. A scăzut sau a crescut? În primul rând, am urmărit și firmele lui Lupșa, foarte bine a pus problema. Mediatic, din păcate, a scăzut. În schimb, valoarea, părerea mea, e că a crescut, inclusiv numărul de practicanți a crescut. Adică de-abia vorbeam, da? Deci eram la început în București, 3-4, mă refer, tari. Se antrenau lângă noi câțiva tineri. Ulterior au devenit și ei tari, la rândul lor au antrenat și ei alți băieți. Automat au devenit mult mai mulți, adică concurența a devenit mult mai acerbă. Plus valoare, adică dacă la început rezultatele notabile internațional le-a avut doar Ion Oncescu din generația de început, acum sunt mai mulți sportivi care au obținut la diverse categorii, mă refer Viorel Dobrin, la tineret sau juniori Alin Sandu, Jurovski, Sabin, avem adică sportivi care au ajuns practic la nivel mondial, să spun așa, să
față de înainte, practic 1. Am mai luat și eu, să spun, medalie internațională, de-abia a apărut, da, montajul de la Da. Bansko, dar eram așa, foarte puțin, ca să spun. Deci, ideea e că nivelul văd mai crescut acum, dar să vedem în ce. Da, cu Lupșa vorbeam că a avut așa impactul cel mai mare în 2013. Atunci au fost cei mai mulți participanți la campionatul național. Urmând apoi să fie Da, așa ca sau. un declin în anii care au Da, urmat. părerea mea e că pasionații s-au ținut. Adică, dacă stăm așa să ne uităm la campioni și vârfuri, s-au menținut. Adică, într-adevăr, contează foarte mult numărul. Mă gândesc că mulți ani de zile. Skandenberg cu bine, lăsăm la o parte că a avut un mare impact și mediatizarea, dar din afară părea foarte accesibil. Asta ar putea fi în accepțiunea mea așa o explicație. Și mulții credeau, domnule, sunt puternic, făceau în cercurile lor, de câte ori n-am auzit și nu cred că sunt singurul, domnule, am pe cineva la muncă. Dacă vine, pune pe Da. toată lumea, sau am un coleg dacă vine. Și s-au apucat foarte mulți, au venit, au văzut că nu e atât de ușor să ocupi un loc pe podium și ușor, ușor a devenit, părerea mea, un sport, deși încă nu sunt așa câteva, au apărut și Doamne ajută că sunt în câteva cluburi, dar încă nu avem antrenori specifici, cluburi specifice, dar a devenit ușor, ușor. Să ia forma unui sport organizat și lumea cam știe. Deja când știe, de exemplu, că faci Skandemer, nu se mai gândește, chiar dacă să zic te vede mai slăbuț sau așa, domne, a, participă la nivel național, nu, adică îl iau mai în serios, ca să spun așa. Știu că în spate e o muncă, un antrenament specific, n-ai cum să te apuci așa și să Nu ajunge se să mai ține noapte cont de campion. înfățișare, da? Da. Înainte, păi, de asta am și dat exemplu. Erau, numai eu le-am auzit. Adică și sunt convins că foarte mulți. Da. Domne, dacă vine, așa, și au venit și au văzut că nu e chiar și sportivi. Mă refer sportivi care fac Skandemer de ani de zile. Știu cât de greu e să obții un loc pe podium, chiar dacă te antrenezi, adică nu e chiar așa ușor. Nu se compară cu Skandenbergul făcut pe masa din bucătărie. Exact. Da. Da. Și da, tot. Oricum e și un pic discutabil cu nivelul, dar eu îl văd, apropo de ce a fost, crescut. Adică inclusiv numărul de practicanți, plus că majoritatea în ultimii ani deja un avantaj, adică încep, ca să spun așa, cum trebuie, adică știu antrenamentele specifice, știu pozițiile de bază, să nu se accidenteze, să se ferească de accidentări, să își găsesc mult mai repede stilul specific, unde sunt mai buni și așa mai departe. Adică, Dețin informația de când cu tehnologia din ce în ce mai avansată și au preluat informația. exact, plus legătura cu alți sportivi care au un istoric, să spun, mai vechi ca al nostru. Chiar vorbeai data trecută de bulgari, da? Mulți sportivi români s-au antrenat împreună, au văzut metodele lor de antrenament și i-a ajutat, ca să spun. Am tot auzit teoria asta, că au venit oameni noi la antrenamente, n-au mai făcut cu nimeni, dar știau informația, știau în teorie cum să tragă, ce unghiuri să lucreze, dar nu aveau practica efectivă la masă. Da, contează Informația. foarte mult. Masă. Da, Ce să-i masa. zic? Da. Exemplul lui John Brzenk. Antrenamentul doar la masă. Bine, aici sunt, părerea mea, trei tipuri de a aborda antrenament. E
În mare, școala rusească, cu antrenamente foarte multe specifice, cu forță, și îi vedem și sportivilor, da? Bineînțeles și tehnică, și școala lui John Brzenk, pentru că nu toți americanii o fac, care e în principal axată doar pe antrenamentul la masa de Skandenberg. Și probabil că el mai sunt, adică noi în cercul nostru de antrenament îl avem pe Cristian Ghelache, care a devenit foarte puternic cu foarte puține antrenamente specifice. Adică el în principal face masă și a progresat foarte mult doar așa, cu antrenamentul de specific de Skanderbeg. Consider Dar că acum zic. contează și geneticul pe progresul ăsta de antrenament doar la masă sau specifice? Sau Da, părerea mea e că în orice sport, deși antrenamentul în mare îl avem, da, tot structural la fel, adică știm ce exerciții, trebuie să știi să-l adaptezi foarte mult la persoană. Adică degeaba facem amândoi un antrenament la fel pentru că nu o să avem același rezultat. Tu poate, eu știu, ai anumite părți mai slabe pe care trebuie să le întărești sau excelezi cu o anumită pârghie și antrenezi mai mult acolo. Fiecare sportiv e unic, ca să-i spun așa, și deși facem, repet, același, să zic așa, set în mare sau știm toate antrenamentele, poate pentru unul e bine să facă de două ori pe săptămână Skandenberg, altul poate să facă o dată pe săptămână și sunt sportivi care se antrenează, mă refer specific, la o dată la 2 săptămâni. Adică depinde cum îmbini cu antrenamentele de forță și părerea mea e că trebuie ținut cont. Deci pe lângă de, să spun așa, de geneticul și de înclinația fiecăruia și de vârstă, da, ce tipuri de antrenamente faci, adică să-ți asculți nu sunt corpul. adeptul exact acelui așa antrenament pentru toți. Adică chiar și când faci, să spun, același exercițiu, da? Unul trage într-un fel, altul în altfel, chiar și top roll-ul, să spun. Sau, de exemplu, când lucrezi pronații, unul trage mai mult cu spatele, unul mai mult cu brațul, cum e omul. Exact, nu o să vezi niciodată doi sportivi cu stil identic 100%. Fiecare are Exact. sculptat Are stilul lui. particularitățile lui, exact.